Salutare și bine v-am găsit la primul episod din noul joc God of War. Bun, haideți să-i dăm bătaie și să vedem cum va fi această nouă poveste a lui Kratos. Tata Kratos. Hai să vedem, nu o să joc nici la simplu, da, nici la greu așa, o să joc normal. Hai să vedem. Băi, ce tare, frate, ce grafică are. Și ce șmecher e Kratos, frate. Și uite așa am încălecat pe ușa și să vedem povestea din noul joc God of War. Vreau să vă zic că o să am și statueta de la ediția de colecție, o să fac unboxing, dar cred că peste 2-3 săptămâni o să se întâmple. Abia ce am dat precomandă. Hai să vedem, trebuie să tai copacul ăsta. Wow! Bun. Băi, ce nervos este Kratos. Deci încă este nervos, nu s-a calmat. Aha. Furia. Uitați-vă în ochii lui. Cât de furios poate să fie. Ok, s-a desfăcut aia de la mână. Dar pare puțin trist, Kratos. Furios și trist. Băi, ce să mai are? Are o grafică foarte, foarte șmecheră jocul, frate. Și ce-mi place, eu acum văd și pe Kratos. Și-l văd și pe Kratosul meu de pe PlayStation, pe care l-ați văzut la începutul acestui video. Adică figurina, e vorba de figurină. Deci chiar seamănă, frate. Chiar seamănă foarte bine. Și când o să am și statueta de la ediția de colecție, să-l avem și pe Atreus. Pentru că ați văzut, a trecut și Atreus pe acolo. Wow! Băi, ce tare, frate. Nu cred. Și acum trebuie să ne mișcăm noi. Băi, cât de șmecher e, frate. Still want me to tie it to the boat? Băi, chiar îmi era dor, frate, să joc God of War, frate. Celelalte jocuri pe toate le-am jucat. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. E foarte cool Atreus. Îmi place freza lui și astea. Ba, frate, nu cred așa ceva, cât de șmecher poate să fie, mă, frate. Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Pe aici cumva? Nu. Sunt foarte entuziasmat de jocul ăsta, frate, foarte șmecher. Băi, dar cât de ușor pare, deci te uiți așa la Kratos și vezi cum ia copacul ăla și îl cară. E așa, ca un fulg. Bă,
Băi, ce să mai, cei de la Sony și Santa Monica au făcut o treabă extraordinară cu jocul ăsta. Și chiar are o grafică super tare și pe PlayStation normal, pentru că eu am PlayStation normal. N-am PS Pro sau... E foarte tare, frate. Bun, am auzit la casă, este... A cui casă este asta? That was the last. Asta a fost ultimul. Văd și pe pietrele alea urme așa de mâini. Ok. Cred că toate astea pe care le-au adus ei și pietre, copaci, astea au fost atinse de mama lui Atreus și soția lui Kratos, care acum, după cum vedem, este moartă. Where do I see my mother? Where do I see my father? Băi, un început trist așa. She's ready. Băi, ce șmecher e toporul, frate. Dar sunt curios cum a murit sau de ce a murit. Probabil o să ne arate. Sper să se audă muzica și astea, pentru că am mai redus eu din sunet și n-am mai făcut proba, adică să văd cum se aude și astea. I-am dat drumul, n-am mai avut răbdare, frate. Ok, o să-i ardem corpul. Deci nu o să o îngropăm. Mă, ce tare! Cuțitul mamei lui acum este al lui, al lui Atreus. She told you to hunt. She knew. Shall we? Now? Now. Wow, o să mergem la vânătoare și a trebuit să o să vâneze. Which way? In the direction of deer. Okay. This way.
Să vânăm cu Atreus, ok. Father, why are we doing this now? Mamă, ce tare, frate. I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt, what did you find? Deci trebuie să vedem cum se descurcă Atreus. Ca să-l putem lua în aventura asta noastră. Ia să vedem. Un item, ok. O bărcuță. Bun, și avem aici meniu. Avem și mapa. Ia să vedem noi. Probabil o să putem să schimbăm chestiile astea. Îl putem customiza. Ok. Skill-uri. Wow, foarte multe din astea, dar nu mai stăm acum să ne uităm. O să mai vedem pe parcurs. Wow, un chest. Ma, ce tare îl deschide, frate. Avem ceva pe aici? Nu. Hai să mergem după Atreus. Dar n-ai, frate, jocul ăsta merită explorat, deci nu. More tracks? Yeah. Urme. Good. Băi, mi-era dor de vocea lui Kratos. This way, boy. Yeah. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Bun, alte urme și sunt fresh. Wow, uite cerbul. Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Yes, father. Băi, îmi place maxim cum deschide Kratos chesturile. Nimic, niciun item pe aici, nimic. Bun, hai să continuăm. Ba da, uite încă un item aici. Am văzut un lanț acolo. Cumva? He broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Ia să vedem. Bun, am luat toporul. L2, punem ținta, bă, ce tare. Deci R1 sau R2. Wow. Go. Oh. Și așa-l chemăm, bă, ce tare. Dar nu pot să mai, de ce nu pot să mai întorc? Vreau să văd ce e acolo, frate, cu lanțul ăla, deci cred că am pierdut, nu pot să mai întorc. Cred că puteam să cobor acolo, mă gândesc eu. Dar asta e acum, ce să mai. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find. I-am luat arcul. Trebuie să merg după el.
Wow! Nu ești pregătit. Wow! Asta vroiam, mă, tată, mă! Asta vroiam. Heavy attack. Wow! Ok, mi-a portat acolo ceva, vreau să... Vreau să văd, pe ce trebuie să apăs, frate, vreau să văd. Mamă, ce tare, frate. El-ul nu te blocă. Ok, și scutul, frate, și scutul. Bun. Hai să vedem dacă mă descurc, frate. Wow, mi-a dat-o, mi-a dat-o, nebunul. Wow, foarte tare, frate, foarte tare. Trogger, they've never come this close to our woods before. Keep moving. Ok, ia să vedem. Ah, dacă iau chestii din alea, iau viață, ok, am înțeles. Vreau să explorez, mă, frate, muiu. Nu mă înțelegi. Ok, hai. Bine, bine, Atreus, bine, vin după tine. Vreau să explorez. Mă înțelegi tu pe mine? Dar probabil nu se mai pot să vin prin zonele astea. Wow! Ce avem noi aici? Închis. Nu pot să fac nimic, frate. Da, trei simboluri din astea, dar nu pot să fac nimic. În fine. Poate o să mai venim noi pe aici. Hai să mergem după cerul ăla. Wow. My mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? Yes, sir. We should get closer. With mother a bunch of times. Never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Oh, cred că o să apară monștri din aia iar. Look, Trogger! Da. Dar acum Atreus are și el cuțitașul ăla. Sincer vă spun, nu știu, cred că să fi dat dificultatea la joc, să o dau mai mare. Nu știu ce să fac. Mi se pare ușor, dar nu, acum e la început. Din cauza asta mi se pare mie ușor, dar nu se știe pe viitor. Eu zic că e cel mai bine, la normal, cum am dat eu.
Dar o să vedem pe parcurs. Ia să vedem noi. Ok, și trebuie să dau una aia. Bă, ce tare, cu o mână țin lanțul și cu o mână o să iasă. Am înghețat acolo aia și acolo nu o să mai cadă poarta. Bă, ce tare, frate. O, încă un chest. Big chest e ăsta, frate. He can no longer use it. We can. Am putea să ne urcăm pe acolo. Atreus, ia vino, 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 să vedem ce e aici. Sau probabil ne întoarcem pe aici. Ia ce tare. Da, ne putem întoarce acolo, am înțeles. Și pe aici. Oh, oh, oh. Foarte tare scutul, frate. Cine avea aici? Boy, over here. Oh, look. It's Skoll and Hati, the giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? How did they get up there? What's happening there at the end? Cred că e un fel de puzzle ăsta. The sun and moon? And then everybody fights? Awesome. A, un fel de misiune secundară. Am înțeles. A, uite și un chest. În viață n-am nevoie. Ia să vedem, pot să dau astea la o parte? Nu, în niciun caz, ok. Wow! Wow! Nu am așteptat la asta. Ah, bun, hai să ne continuăm misiunea. Arcul lui Atreus. Think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Ma, ce tare, frate. Stay your aim and breathe in. Feet solid. Steady yourself. Woo! I got it. Good. Bun, el a luat-o pe acolo, noi o luăm pe aici. Alive. Your knife. Vrea să-i dea lui Kratos. I-a zis Kratos, termină ce ai început. Wow, mi-e milă de sărmanul animal. Dar asta e. Hai, Atreus. I can't. Ce tare e chestia din care iese scutul. Wow!
Nu cred. Press to command, ok. To target specific enemy. We have no choice. Deci putem să-i dăm și lui comenzi să atace. Ba, ce tare! Ce tare, rămâne toporul în el. Bun. Wow. Stai un pic, e puțin mai diferit. Luați apă. Ok, am nevoie de viață. Băi, dar mereu mă duc în chestia asta. Ah. Ok, și acum trebuie să am grijă. Perfect. Dai, cum minte, mă. Ah, ce mi-a dat-o nebunul! Ah, shit! Și... this is it, man! Asta vroiam! Oh, ce tare, frate! La fel de furios ca taicăsu. Mă, foarte, cred că e mai furios decât că e toți, frate. Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Trebuie să ne întoarcem acasă. Do not speak again. Păi hai să ne întoarcem acasă. The path home is this way. Ce tare. Wow, ia să vedem noi. Ia să le dăm cu pumnul, frate, la ăștia. Wow! This is nice, this is nice. Trebuie să chem toporul, că...
Mai vreun? Nu cred. Pe acolo trebuie? E o ușă aici. Still can't get the doors open, huh? Quiet. Ok, hai să ne continuăm drumul. Băi, mai era unul aici, puteam să-i mai fac și lui ăla. Wow! Ăsta e de gheață, frate? Wow! Păi stai că nu știu cum să schimb. Ok, trebuie să-l bat cu pumnii, frate. Oh my god. This is nice. I told you something was different about the forest. And I told you not to speak. Ok, ne-am întors acasă. Cred că o să punem punct acestui prim episod aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați, să dați un share canalul meu și apăsați pe clopoțel să vă apară notificări în momentul în care postez. Cu toate că nu postez eu chiar zilnic și, na, înțelegeți, știți voi care e treaba pe canalul meu, că postez și eu când pot și astea, și sper să vă placă. Deci asta a fost tot și noi ne auzim în următorul episod din God of War 2018, adică God of War 4. Pa, pa!